parlare al tuo cuore. Leggerà con me la neve, anche silenzi lo sai, hanno parole. Dopo la pioggia e il gelo, oltre le stelle ricelo, vedo fiorire il buono di noi, il sole l'azzurro sopra e ne va. Parlare al tuo cuore come acqua fresca d'estate, fare fiorire quel buono di noi, anche se tu non lo sai. A treia oră de emisie, dragi telespectatori, ne aflăm aici, plajă, soarele strălucește puternic, noi rezistăm, suntem de ceva timp aici și dar ne este bine, este frumos, agitație, Mihaela este aici alături de mine. Te susțin să te încurajez, mai avem puțin, o să fie și mai frumoasă emisiunea de aici înainte. Oamenii se distrează, măi Mihaela, observ tu, numai noi stăm aici, în loc să ne punem în costum de baie, oricum urmează demonstrația Anielei, care Aniela a spus în prima oră de emisie că se va arunca în bazin ca să demonstreze cum se înoată, să ne facă o demonstrație de not. Noi am zis că o să căutăm un salvamar, să vedem cine o salvează pe ea.
O să căutăm și Salvamaru, o să vină și Salvamaru, dar tot că ne spune ea că se aruncă în bazin, eu totuși aș vrea să o ascult cântând, știi, că a trecut ceva timp de când nu i-am auzit vocea ei frumoasă. Așa că aș ruga-o pe Aniela să cânte ceva de dragoste, presupun, că tot am discutat noi de dragoste. Așa că, Aniela, încânte-i pe telespectatorii noștri cu muzica ta. Eu te mai aștept. Cred că nu e drept să-mi rămână numai amintirea că ai fost. Eu simt că tu mereu ești în jurul meu, gând și spirit ce mă ocrotești, îmi dai curaj. Eu cred că mă asculți, eu cred că nu uiți din ce să-mi dai un semn că mai stai. Dacă aș putea să ating lumea ta, te-aș cere înapoi. Eu cred în noi. Poate că greșesc, nu știu să privesc către stele și acolo să te regăsesc. Tu vii numai în vis, așa cum mi-ai promis. Noi rămânem tot prieteni buni, prieteni buni. Eu cred că mă asculți, eu cred că nu uiți din ce. Vreau să știi numai liniștea.
Daniela, foarte, foarte frumos, ești foarte, foarte talentată, de-abia aștept să te văd cum te răcorești tu în bazin. Da, aștept, cred că se ține de cuvânt, Mihaela? Da, cu siguranță. Se vede după ea că e foarte hotărâtă, așteptăm momentul. Și crezi că am putea noi găsi un tânăr care să o scoată la suprafață? Bineînțeles, la cât de frumoasă este și dezinvoltă, cred că or să vină o grămadă de salvamari. Așteptăm. Noi o să mergem să-l căutăm, să știi. Imediat după ce o să cânte și Ana, noi o să mergem să căutăm un salvamar pentru frumoasa noastră Aniela, care se va arunca în bazin. Cu siguranță vom găsi un salv, cel puțin unul. Să întrebăm pe ea cum să fie. Eu știu că ea are prieten, da? Așa, o idee. Înalt, scund, gras, slab, brunet, blond, cum vrei să fie? În primul rând să știe să nuate, apoi înalt, într-adevăr, e o condiție esențială, slab, bine, nici foarte slab, cu mușchi, și cred că e ok pentru moment, doar nu o să mă căsătoresc cu el. Mine, fata asta mă lasă. Măi, Ana, eu zic să ne cânți. Tu ce zici de domnișoara asta, cât de curajoasă este? Este foarte curajoasă, mi-a spus să sar și eu cu ea, în schimb nu am costumul de baie la mine. Și cum nu știu să not, mi-este frică să nu mă duc la fund. Nu cred, nu mă risc din nou. Mi s-a mai întâmplat asta de am sărit și am accidentat prietenii și mai bine nu mă risc. Măi, Ana, eu zic să faci ce faci tu mai bine, adică să cânți. N-am uitat nici acum vechile întâi, mă priveai și uitai să mai respir. Și ca orice alt bărbat, îți plăcea să fii curtat, dar eu cred că m-ai iubit cu adevărat. Mă durea să te știu cu altcineva, era mai comod să fii cu ea. Când eram doar amândoi, îmi jurai că a doua zi îi vei spune și ei totul despre noi. Tu n-ai avut curaj nici chiar de dragul meu. Acum învăț de viața mea. Mi-ai cerut să renunț la iubitul meu. Ți-amintești? L-am lăsat de dragul tău. Ce-o fi fost în mintea mea? Am ales cu inima, dar greșeala asta n-o voi repeta. Uneori îmi e dor de tot ce-am trăit, dar îmi spun și ce dacă m-ai iubit. Eu știam ce multe vreau, dar prietenii îmi spuneau că tu nu vei renunța nici când la ea. Tu n-ai avut curaj nici chiar de dragul meu. M-am întrebat mereu de ce alea asta n-am fost eu.
pierdut cândva. Nu mai pot fi a ta, acum îmi văd de viața mea. Aș fi dat un regat să fi fericit. Ți amintești cât de mult eu te-am iubit? Ce-o fi fost în mintea mea? Am ales cu inima, dar greșeala asta n-o voi repeta. Mulțumesc frumos! Draga Mihaela, ai auzit tot ce frumos a cântat Ana, este adevărat, unii oameni chiar nu au curaj, mulți chiar n-au demnitate, dar să sperăm că în viața noastră nu vom întâlni astfel de oameni, nici fără curaj, nici fără demnitate. Deși de multe ori și noi, și nouă ni se întâmplă să nu avem curaj să facem un lucru, sau de ce nu, să fim demne de multe ori, știi? Da, sunt de acord cu tine. De multe ori vrem să facem un lucru, dar având un pic de raționament, nu ne putem arunca așa oricum, fără a anticipa cumva lucrurile. Ce să spun, este bine să ne gândim de două ori în momentul în care facem un lucru și să fim, destul de ageri și să luăm lucrurile exact așa cum sunt ele. Mă, Mihaela, eu cred că noi ar trebui să mergem acum să găsim un salvamar pentru frumoasa noastră Aniela. Așa că o rog pe Aniela, care ți-a pregătit, dacă Aniela mă aude, Aniela, vino aici! Da, tu, vino aici! Să vină Aniela alături de noi. Aniela s-a costumat și a luat costumul de baie și o să mergem, Mihaela, să-i găsim Anielei un salvamar, pentru că, așa cum a promis în prima oră de emisie, a promis că se va arunca în bazin, așa că eu rog pe colegii mei să mă urmeze și să mergem cu Mihaela să-i găsim un salvamar. Să vedem ce salvamar. Nu, Aniela, trebuie să fii după noi. Trebuie să fii după noi, pentru că trebuie să și placă salvamarul care îl găsim noi. Hai să urcăm pe aici. Așa. Și trebuie să găsim un băiat care presupun că să fie singur, nu? Deci trebuie să găsim un băiat care să fie dispus să sară pentru tine. Îți place băiețelul ăsta? Mergem mai departe. Ai zis că vrei să fie... Cum? Cum vrei să fie? Trebuie să fie înalt. Nu trebuie să ne ducem foarte departe. Trebuie să fie înalt. Nu putem să ne ducem departe, pentru că pierdem semnalul. Chiar nu avem un băiat înalt. Uite cum ne udăm noi în momentul de față. Ne udăm și noi, de ce până acum am stat în loc să stăm și noi aici pe marginea piscinei, am stat acolo la umbră. Da. Măi, Aniela, ce fac eu că, uite, tu nu ești foarte pretențioasă. Ba da, sunt foarte pretențioasă, însă nu pot să le spun. Păi asta zise și eu, că ești pretențioasă rău și nu găsesc. Uite ce băiat frumos, ce ochi frumos are. Nu pot să aleg, eu trebuie să mă aleagă ei pe mine. Păi uite, ai un băiat singur. Unde ai un băiat singur? Nu e acolo, auzi, n-are curaj. Amândoi sunt singuri, fuge. Deci nu avem curaj aici, nu există curaj. Hai să căutăm un alt băiat. Cred că nu o să-ți găsesc un băiat în ritmul ăsta. Toți se feresc, le este frică. Te ofer voluntar să... Știu să not în apă mare. Deci, Aniela, avem un prim voluntar. Cred că vei fi nevoită să te arunci de mai multe ori. Da. Crezi că ai putea să o salvezi pe Aniela? Da. Pe bune? Păi uite cât e de mare! Aș putea să o salvez. Păi, unde e mămica ta?
Ia, hai să mergem la mămica, să o întrebăm pe mămica acum rapid, dacă lasă băiatul să salveze fata. Bună ziua, mămica! Bună ziua, sigur că da. Cum? Păi aveți curaj așa, câți ani are? Cum să nu, el e un adevărat erou, nu? Are 6 ani. 6 ani! Măi, un bărbat în devenire și cred că ești mai bărbat decât mulți bărbați. În momentul în care spui că îți ar după domnița de aici, ne facem și noi un pic de duș. Ce zici? Pe bune se urcă, se aruncă în apă așa de mare? Are vestă. Te arunci după Aniela? Ai curaj? Da. Măi, Aniela, ai o primă încercare. Te vei arunca de mai multe ori, să știi. Ai, da, eu zic să mai încercăm. Pentru moment e ok. Avem o variantă. Păi da, el vrea să... Da, să fie mai mulți candidați, apoi eu va trebui să aleg. Va trebui să alegi, practic, titlul de salvamaru. Da. Deci, avem o dată, una bucată. Cum te numesc, cumpete? Tibi, vom reveni la tine. Timi, vom reveni la tine în câteva minute. Căutăm încă doi pretendenți aici și tu vei să vedem dacă câștigi titlul de salvamarul zilei. Haide să mai căutăm. Te arunci tu, uite, merge la cameramanul nostru și îl rugăm, te arunci tu pentru fata noastră în bazin? Nu se aruncă pentru tine în bazin? Nu, mai bine spun că așa? Căutăm un salvamar pentru mai mult timp, nu neapărat doar pentru o săritură. Păi te arunci de mai multe ori. Ok, da. Te arunci de mai multe ori. Cred că o să ne udăm rău de tot aici dacă mai stăm. Măi, numesc că sunt numai domnițe. Poate așa-l convingem mai repede. Dumnezeule, Doamne, ce salvamar să-ți găsesc eu pentru tine în momentul de față? Că nu există niciunul disponibil. A intrat și soarele? Am găsit. Cea care? Cu telefonul. Îți place ție de el? Nu-mi place, dar este potrivit pentru ea, sunt amândoi cozi. Așa, tu de unde știi? Păi eu nu l-am. Parcă a zis că are prieten. Da. Păi are prieten, ce facem, cum facem, deci eu zic, uite să-l întrebăm pe băiatul de aici cu ochii foarte frumoși, vină un pic la noi. Am aici una bucată fată care vrea să se arunce în bazin. O aruncăm noi. Pot să o salvez? Da, bineînțeles, oricând. Deci ea se aruncă și tu o salvezi, cum te numești? Alexandru Crisuiu. Păi, Alexandru, deci ea în 2 minute, într-un minut, în cât timp ești pregătită? Într-un minut se aruncă, să știi? Tu o salvezi. Să nu mă abandonezi, să nu o abandonezi. Deja mă urc și sunt salvamar. Ok, haide să vedem tu dacă reușește Alexandru să te salveze. Deci nu știe să înnoate, aviz, nu știe să înnoate. Nu știe să înnoate? Nu știe să înnoate. Gata, te salvăm. Bine, noi glumim, eu știu să nu foarte bine, dar vedem dacă el va face față. Deci, dragi telespectatori, stăm cu fața la telespectatorii noștri. Alexandru, vino aici. Am găsit aici un tânăr curajos, să mai avem acolo un tânăr îndevenit, care s-a oferit să se arunce în bazin pentru tânăra noastră dispunerea în acest moment, să se arunce în apă, să se răcorească. Deci, te rog frumos, descalță-te. Într-un minut va fi gata. Spune-ne câteva cuvinte. Câte experiență ai în not? Ești un bun notător? Cred că de când m-am născut știu să notez, știu, nu, de când m-am născut, e puțin spus. De la 7-8 ani în not. Am o pasiune extraordinară pentru apă, în general iubesc mașinile, lucrez pentru BMW în vânzări. Să nu pronunțăm denumire, facem reclama, asta este, ție mașinile. Ai multe puncte în comun cu foarte multe personaje, că multora le plac mașinile, da, chiar tuturor. Doar pentru agrement. Dar consider că sunt un bun notător. Ești foarte curajos, Alexandru, din moment ce te oferi. Domnița noastră este pregătită. Ea o să sară, deci imaginați-vă de unde este mai înalt, de la 1,80 m. Tânăra noastră o să sară. Băi,
tu trebuie să pici, așa. Felicitări, Alexandru, tânăra noastră nu s-a înnecat, tânăra noastră nu s-a înnecat, mulțumim! Mulțumim, aici îl avem pe Timi! Timi, hai să ieșim din apă să vedem cum o salvezi tu acum! Ai învățat să n-oți între timp? Super! Este super! Mai fă încă o săritură să te salveze Timi de data asta! Să vedem în cât timp te salvează Timi! Deci Timi, ești pe fază? Deci ea o să se arunce și tu te duci după ea? Da! Curaj! Da! Hai să vedem! La 6 ani! Vai, hai Timi că moare! Dragi, cine pe cine salvează oare? Bravo, Timi! Aplauze pentru Timi, care este foarte, foarte curajos. Este... Vai, și tu ce vrei să faci cu el, să-l arunci? Deci, scumpa noastră Minodora, ți-a adus și un câine. Mă, dar tu parcă nu știai să noți. Cum este acolo? Este super, am să invit pe toți cei de acasă să vină aici. Este super, nu? Cum a fost că până acum am stat 3 ore de emisie acolo, în căldură? Epuizant, dar cu toate astea a plăcut. Epuizant, dar plăcut. Păi așa e la noi, la Curier TV. Noi acum suntem pe plajă pentru dumneavoastră. Îi salută pe toți de acasă. Avem pe Timi aici. Timi, vin aici. Timi, transmite-i lui mami un mesaj. Dar vino aici și spune-i că o iubești. Spune-i lui mami că o iubești. Te iubesc! Deci avem pe Timi care nu se dă în lături din a-și mărturisi dragostea pentru mama lui și nu s-a dat în lături nici în a salva domnița noastră, care între timp se pare că a învățat să și înnoate. Urmează, cred că, să mă arunc eu atunci, Aniela, ca să vedem dacă pe mine mă salvează cineva. Colegii mei au dispărut, nu știu pe unde sunt. Vino, drag, aici. M-au abandonat. După cum vezi, m-au abandonat. Cum te-ai simt? Nu vrei să ieși de acolo? Da. Auzi? Ia fă tu ceva, du-te acolo în bazin și convinge un băiat să dea declarație de dragoste iubitei lui în direct. Hai să vedem dacă sunt bărbați curajoși în bazin. În afară de Timi! Măi, Mihaela, mă, m-ai abandonat, măi, nu mă așteptam de la tine. Nu te-am abandonat, eram aici, te urmăream, vedeam... Nu știu ce se întâmplă, mă uitam la Salva Marii de aici, la plaja Shaker. În fine, eu cred că Anila s-a descurcat foarte bine, nu s-a necat. Salva Marii au fost destul de buni. Acum, ce să spun, n-avem decât să le dorim o după-amiază plăcută aici la Shaker și să ne continuăm și noi emisiunea, să vedem... Știi că am pus-o pe Aniela să convingă un bărbat, că primul bărbat l-am găsit, un bărbat în devenire acolo, una bucată Timi, vârstă 6 ani, care pe lângă faptul că a salvat-o de la NEC, nu știu care pe care s-au salvat, dar s-a salvat până la urmă, toți sunt teferi nevătămați, l-am convins să facă o declarație de dragoste persoane care iubește cel mai tare și tare și tare. Și a făcut o declarație mamei de toată frumusețea. Și atunci am zis Anielei, dacă tot suntem aici, suntem în bazin și lumea se distrează, să vedem pe cine găsește ea din bazin, să facă o declarație de dragoste mamei, tatălui, prietene, iubitei, soției și etc. N-avem decât să căutăm. Se pare că a venit Aniela să ne spună ceva. Nimic, n-am putut, toți sunt burlaci.
Toți sunt burlaci? Cel puțin cei pe care i-am întrebat eu. Măi, dau și eu o mamă! Poftim? Dau și eu o mamă! A, ba da, da, acum o să întreb de și de mama. Dar, hai da, nu ne face și nouă un salt frumos să vedem și noi o demonstrație de un salt frumos ceva? Bine. Păi nu știu, alege tu, după gustul și plăcerea inimii. Să nominalizăm împreună, măi, ce să nominalizăm, că eu sunt măritată, n-am ce să mai nominalizez. Că mi-este teamă să spun ceva, că după aia cine știe, zice, ai pus ochii. Destul de greu, poate să-i surprindem noi în prim plan, dar la rugămintea noastră nu știu dacă vor accepta. Ia să vedem, ia să-i găsim, nu pe cei din bazin, să ne... Deci ia uite ce fată frumoasă a găsit Mihaela aici. Bună! Bună! Bine ai venit aici la Curier TV! Bine v-am găsit! Am înțeles că vrei să declari dragostea cuiva! Da, prietenului meu, care suntem de aproape 6 luni. Mamă, cum a sunat asta? De aproape 6 luni! Poți să te ridici în picioare să vadă și telespectatorii noștri cât ești de frumoasă! Unde este prietenul tău acum? Este chiar aici, el e mai timid! Aoleu, deci prietenul tău... Prietenul tău este chiar aici. Cum se numește prietenul tău? Paul. Paul. Paul, iubita ta, care, cum te numești? Simina. Simina, Simina dorește să-ți facă o declarație. Deci îți dai seama, Paul, ce norocos ești, unde vin eu să nu stau cu spatele la telespectatorii noștri. Paul, ești un mare norocos. Greu găsești o domnișoară care să fie curajoasă. Da, așa e. Crezi, dacă te-ai arunca în apă, s-ar arunca după tine? Sigur. Sigur? Știe să înnoate? Nu. Păi, și cum te-ar salva? E apa mică. Tu știi să înnoți? Da. De exemplu, hai să facem așa. Tu, faci o declarație pentru tine și tu sari în bazin pentru ea. Poți să faci lucrul ăsta pentru Simina? Da. Da? Am înțeles că sunteți de 6 luni împreună. Așa e, da. V-ați mai certat? V-ați certat așa în cele 6 luni un pic? Niciodată. Niciodată. Ce zodie ești? Fecioară. Fecioară. Și Simina? Uite cum ne cunoaștem în direct. Simina, ce zodie ești? Săgetător. Oh, și eu, și ea, și toată lumea, toți săgetători. Da, știam, da. Da, știai, dar nu ai vrut să recunoști. Păi, uite măi de ce, Mihaela, zic eu că săgetătoarele sunt femei cu inițiativă, femei puternice care știu ce vor de la viață și care iau, dragă, ele, frâiele, preiau frâiele puterii. Simina, declară-i dragostea domnului Paul, iar domnul Paul se va arunca în bazin pentru tine. Așa am convenit. Păi stai un pic, așa, vino, așa, cum ai zis? Paul, te iubesc foarte mult. Și eu. Aoleu, nu merge. Nu merge. Asta, asta cu și eu. Au, nu merge. Au. Sufletelul. Acum parcă... Faza asta cu și eu, Simina, spun din experiență că nu prinde. Nu prinde. Când ai cu curajul să spui un te iubesc cu adevărat, spui faza și eu. Hai, spune, te iubesc, pentru telespectatorii noștri. Te iubesc. A, ce frumos a sunat. Și acum aruncă-te în bazin pentru ea. Puțin. De ce? E nor afară. Ce se fric? Păi te încălzește ea cu trupul ei. Hai, nu fi timid. Eu sunt mai timid. Hai, uite, pentru dragostea ei, dacă i-ai declarat dragostea. Hai, ia, uite ce frumos zice. Hai, Paul. Hai să vedem o fecioară cum se aruncă la un fecior, mai degrabă, care se aruncă la apă pentru dragostea lui, Simina. Hei, vino aici, că trebuie să-l privești. Trebuie să-l privești, trebuie să-l admiri, Simina. Deci pentru tine, Paul se va arunca în apă. Nu se știe ce se va întâmpla, nu se știe, poate bazinul are 18 metri. Nu se știe. Pentru tine va face acest lucru. Eu îl susțin. Tu îl susții de pe margine. Păi hai să te auzi cum zici. Hai, iubirea mea, Paul! Hai, Paul, fii puternic!
telespectatori, ați văzut un cuplu frumos. Tinerii sunt frumoși, se iubesc de 6 luni, dragostea e mare. Acum, știi tu cum e cu prăjitura cu glazura deasupra? Deci acum ei mănâncă glazura, pandișpanul vor mânca mai târziu când anii vor or să treacă și... După aceea mierea. Măi, mierea e acum, să știi. Mierea acum. Bravo, bravo, Paul. Cu siguranță telespectatorii noștri vor lua exemplu și vor ști ce înseamnă un fecior tânăr și curajos care nu e frică să-și exprime sentimentele. Așa că... Iubiți-vă mult, să ne întâlnim aici și peste 6 ani și să vă declarați la fel de frumos dragostea. Îți doresc asta? Bineînțeles. Consider că ai găsit femeia potrivită? Da. Ce vârstă ai? De ce? 22. E bine, bine. Bărbatul la 22. În general copilăresc bărbații la 22 de ani. Și tu? E bine. E bine. E foarte bine. Da. Din ce în ce am avut diferența asta de vârstă, este la modă, nu se observă oricum diferența de vârstă, este ok, este în regulă, sunteți un cuplu foarte frumos. Urmăriți viitoare pe Curier TV de la 14 la 17 ca să vă vedeți ce frumos sunteți. Mulțumim mult! Da, am uitat! Bună dimineața! Acolo la public te salută DJ Graphic by Muntenia FM MC pentru tine. Începe petrecerea, așa cum ți-am promis, în fiecare weekend. Suntem aici pentru tine. Registrăm aici ceva, că asta cu la Shaker, pe nimeni altul decât magicianul nostru, care l-ați cunoscut în platou Curier TV, Ionuț. Bună, Ionuț, ce mai faci? Foarte bine, în ultimul timp. În ultimul timp merge foarte bine. Măi, ai mai învățat ceva? Ți-aduce aminte trucul ăla care l-ai învățat pe mine? Nu mai țin minte. Da, nici eu nu-l mai țin minte, că mi l-ai spus și l-am și uitat. Exact. Deci, cu siguranță ai ceva puteri magice. La ce te-ai gândit azi pentru telespectatorii Curier TV? Uitați, fiți atentă. Am aici 3 bagnote, una de 1 leu, una de 5 și una de 10. O să o folosim pe aia. Vrei să fii ajutat? Ne ajută cineva? Mihaela, vii alături de noi? Uite, fii atentă. Aici am un pachet de cărți. Uite cum o să facem. O să numeri câte cărți vrei tu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Și când vrei să te oprești, marcăm locul cu o bagnotă, ok? Faci și tu cum am făcut și eu, dai carte cu carte. Nu, lași cărțile jos, dai carte cu carte într-o parte. Carte cu carte. Da. E sigur? Da. Îți dau șansă să te răzgândești. Nici o problemă, sunt sigură. Ok. Ia toate cărțile, hai că le iau eu. Din nou, continuă. Dai că... Ok, punem bancnota de 10 lei.
luăm cărțile. Fii atentă, luăm fiecare carte, de la fiecare bag notă. Uite, hai să ne folosim puțin imaginația. Ce crezi că este la bagnota de un leu? Ce să fie? Numărul 10. Nu, eu zic că e as. Ah, sau poate as. S-ar putea să ai dreptate. As, da? La bagnota de 10 lei? 10. 10? Și la bagnota de 5 lei? 5. Cred că astea sunt cărțile lui toate de 10 deci. Tu nu știi cât de bun este. Noi l-am mai avut și cu alte ocazii în emisiunea noastră și ne-a încântat. Nu cred. Cred că sunt însemnate. M-a șmecherit. Nu. Nu sunt însemnate. Nu sunt însemnate, Mihaela, crede-mă. Este foarte bun. Care a fost ultimul truc învățat? Nu-l mai știu, sincer să fiu. De obicei, după ce îl învăț lui, trebuie să-l repet. E destul de complicat, deci... Cum reacționează oamenii când faci trucuri pe stradă? Am înțeles că tu ai făcut trucuri pe stradă. A fost frumos. Știi cum e ca în marketing. 10% niciodată nu o să-ți cumpere produsul. Așa e și în magie, doar ce eu vând un produs. Și... De pe plaja asta doar 10% nu reacționează la ceea ce fac. Doar 10% nu reacționează, restul de 90% reacționează. Da, într-un fel sau altul. E foarte, foarte frumos acest lucru. Noi mulțumim mult, Ionuț, pentru prezența ta. Așa, inofinant în emisiune, te-am ochit acolo și te-am văzut cu trucurile tale, cu cărțile tale. Ia spune și mie, e o pereche de cărți specială sau obișnuită? Sunt speciale în sensul că alunecă mult mai bine și sunt cartonate. Asta e tot ce e special la ele. Nu că ar fi ceva magic în ele. Magic ești tu. Zice lumea, nu e chiar așa. Da, pot face cu orice pachet, nu contează pachetul. Eu țin minte că pe mine mi-ai sucit mințile cu o minunăție, nu știu, cu o bagnotă care a introdus-o prin nu știu ce minunăție, care era întreagă. Mai faci astfel de trucuri? Sau te rezum mai la cărți? Sincer să fiu, m-am apucat mai mult de scenă. Cărțile acum sunt... Sunt o parte mult mai mică din spectacolul meu. Și ce faci tu în spectacolul tău? Spune-te spectatorilor noștri. Porumbei, floating table. Floating table este masa aceea care levitează. Sforii, etc. Tu nu te-ai apucat încă să levitezi, nu vezi că zboară bani. Tu ne-ai apucat încă să înveți să levitezi, nu? Mai am puțin de lucru până atunci. De ce auzi, Mihaela? Marek, ce vârstă ai tu? 16 ani. 16 ani și omul, uite, așa te sucește. Ai putea să faci o fată să îndrăgostească de tine așa, să pice pe spate? Destul de greu, dar oricum mai ușor decât cineva care... De ce ai auzit, Mihaela, da? Deci când o să învețe Ionuț să leviteze, o să vină în platou Curier TV și, da, promitem lucrul ăsta, că o să faci lucrul ăsta în premieră la noi în platou Curier TV, o să vii să levitezi în direct și o să pice telespectatoarele pe spate. Nu știu, o să încerc. Sau să faci masa să zboare, nu știu, fă ceva. Da, o să încerc. O să încerc. Și deci e o promisiune, domnul Ionuț aici de față, numai 16 ani, micul nostru magician, cum mare magician de fapt, singurul din Pitești în momentul de față, am înțeles că... Da, cel puțin din câte știu eu, în rest n-am mai întâlnit pe nimeni și... Mult succes în continuare și noi te mai așteptăm la noi, dar nu așa inopinant, așteptăm așa cu invitație. Pui în practică toate trucurile tale. O să încerc. Deci el este foarte, foarte ocupat. Mulțumim mult, Ionuț. Vrei să ne mai arăți ceva? Unul scurt. Uite, fii atent, ține mâna. Aici am un as de treflă, da? Iau asul de treflă. Îl pun mâna ta, pun mâna cealaltă peste.
Ce carte ți-am pus în mână? E sigură? Aici am azi de inimă neagră, da? Iau azi de inimă neagră. Din deasupra. Ce zice apare de desubt? Azi de inimă roșie. Și atunci asul de treflă unde se găsește, Ionuț? Cred că e undeva prin pachet. Dar cum a dispărut asul de treflă? Nu știu, o chestie destul de bizară. Ei, dragi telespectatori, dumneavoastră ați văzut așa ceva? Deci avea fata un as de treflă în mână și dintr-o dată s-a trezit cu doi ași, unul de inimă roșie și unul de romb. Ionuț, ne-ai lăsat mască. Noi îți mulțumim mult pentru prezența noastră în emisiune. Ne pregătim și noi să încheiem această frumoasă emisiune aici la Shaker. Ne-am prăjit la soare, dar a fost plăcerea noastră să fiți alături de noi. Îi mulțumesc Mihaelei Costache, îi mulțumesc Anielei, care o rog să vină alături de noi. Îi mulțumesc Anei, îi mulțumesc și lui Ionuț. Îi mulțumesc Marinelei Cenușă, care a trebuit să plece pentru că are cântare în țara asta, normal, lumea e ocupată. Și mulțumesc atât Lorei, care la fel a trebuit să plece pentru că are cântare. Eu vă mulțumesc și dumneavoastră că sunteți alături de noi. Vă invit și duminica viitoare la aceeași oră. Rămâneți pe Curier TV în continuare. Urmează Stil și Eleganță cu Elida Barață. Eu vă pupicesc dulce de tot și vă aștept și data viitoare. La revedere!